O mare parte din turiștii străini care ajung în Maramureș au parte de dezamăgiri odată ce ajung în județ și doresc să viziteze diverse obiective turistice. O mare problemă reprezintă bisericile de lemn UNESCO, care sunt adesea închise și uneori este foarte greu să dai de persoana de contact pentru a ajunge să le și vizitezi. Reprezentanții agențiilor de turism din Baia Mare au mărturisit că au trăit diverse experiențe neplăcute în călătoriile lor cu străinii prin Maramureș și spun că autoritățile trebuie să dea dovadă de o mai mare implicare. De exemplu, la bisericile de lemn, care sunt declarate UNESCO și recunoscute în toată lumea, nu avem deschise acele centre de informare turistică și să nu vă supărați, dar chiar nici toaletele nu sunt deschise încă pentru a putea să fie folosite sau să fie cineva care să te îndrume cu anumite informații utile pentru clienții noștri. Turiștii străini sunt cei care vin în număr mai mare decât turiștii români și să știți că ei vin foarte pregătiți. Vin cu broșuri, cu informații și doresc să vadă obiectivul X sau Y și atunci, într-adevăr, atunci când noi îi ducem la acele obiective turistice și sunt dezamăgiți că ori nu sunt deschise centrele de informare turistică, ori nu este nene acela care trebuie să vină cu cheia să deschidă biserica și trebuie să dăm telefoane să așteptăm, atunci sigur că sunt ușor surprinși și nu înțeleg de ce se întâmplă aceste aspecte atât timp cât ar putea să fie destul de simplu, această infrastructură s-a făcut, ar trebui și primăriile să aibă totdeauna un om permanent acolo. Chiar dacă autoritățile promovează Maramureșul și brandul nostru la târgurile din străinătate, acest lucru nu este suficient. Trebuie să facem și următorul pas, în care chiar să oferim turiștilor străini sau din țară ceea ce le-am prezentat în broșuri. Pentru acest lucru este necesară o implicare mai mare atât din partea Consiliului Județean Maramureș, cât și a autorităților locale. Iar un prim pas ar fi folosirea acelor centre de informare turistică, care acum stau goale și se degradează. Implicarea mai mult autorităților județene, fără supărare, nu e suficient să mergem să promovăm cu surle și cu trâmbițe la Viena sau nu mai știu pe unde Maramureșul, atâta timp cât atunci când vin turiștii să vadă ce li s-a promovat, să vadă că încă mai avem probleme de a înțelege ce înseamnă un turism profesionist și un turism care într-adevăr să arate ce este Maramureșul cu adevărat. Un alt aspect semnalat de reprezentanții agențiilor de turism din Baia Mare se referă la unele nereguli din pensiunile agroturistice. Au fost situații în care așa zisele mese tradiționale pregătite de gazde erau de fapt alcătuite din semi-preparate cumpărate.